La sfârșitul lunii martie vor avea loc la Târgu Jiu noi manifestări dedicate centenarului Marii Uniri. În data de 26 martie vor sosi la noi delegații din 3 raioane de peste Prut. Este vorba de raioanele Ungheni, Sângerei și Călărași. Prin urmare, sesiunea solemnă pe care noi o vom organiza în ceea ce privește aniversarea, împlinirea 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, se va face și în prezența delegațiilor acestor raioane, unele dintre ele semnând și documente de înfrățire cu noi. Cu acest prilej, autoritățile vor semna un parteneriat cu 2 raioane din Republica Moldova. Dacă vă întrebați ce avantaje are județul de pe urma acestor înfrățiri, vă spunem că acestea sunt minime. Nici măcar autoritățile nu au reușit să ni le prezinte. Eu, sincer să fiu, nu pot să vă dau, amănunte despre avantajele înfrățirii orașului Târgu Jiu, întrebați edilii orașului. Însă în ceea ce privește înfrățirea raioanelor, vreau să vă spun că este o datorie de suflet pentru noi și în ceea ce privește relațiile dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului, la nivelul șefilor de stat s-a luat această hotărâre a înfrățirilor. Înfrățirea Județul Gorj și municipiul Târgu Jiu s-au înfrățit cu mai multe orașe și regiuni din afara țării, aceste formalități fiind puse pe hârtie, fără ca cetățenii de rând să aibă de câștigat în urma acestor schimburi de experiență.